Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. În primul rând, am deosebită plăcere să anunț faptul că noua aplicație Cristina Zurba este disponibilă începând cu astăzi, 18 ianuarie, și pe iPhone. Deci cei care aveți iPhone aveți libertatea să o descărcați, nu trebuie să vă faceți cont, dacă vreți vă faceți, dacă nu, nu. Este absolut gratuit tot ceea ce este acolo. Chiar vă rog să intrați, să-mi lăsați acolo 5 stele, că mă ajută, la fel și cei care aveți Android. Stați aproape că este și site-ul în lucru, Cristina Zurba, și mai mult decât atât lucrez la niște funcții noi, da? Pentru că îmi doresc din tot sufletul să vă ajut prin intermediul acestei aplicații cât de mult pot eu. Nu cred că va avea abonamente vreodată, decât să zic că nu știu dacă reușesc să fac cursurile alea de tarot pe care mi le doresc eu. Să zic acolo, da, o să fie o taxă, dar în rest aș vrea să fie gratuită, să vă bucurați de ea, chiar să vă ajute. Chiar lucrez la un program prin care voi încerca prin intermediul unor instrumente, da, să vă ajut să vă schimbați viața, da, cât de cât, să o îmbunătățiți, ca și vibe, ca și ce vreți voi, da. Dacă aveți idei de noi funcții sau ce ați vrea voi de la aplicația aia, ce ați vrea să facă, cu ce v-ar ajuta, puteți să-mi lăsați în comentarii aici, în videoclip, idei, sau o să mai fac și eu o postare, dar scrieți-mi și în mesaje și aici, unde prindeți, dați mesaje acolo și eu cu siguranță voi ține cont, pentru că momentan se lucrează la site-ul web, da? Și după ce finalizăm cu site-ul web, o să facem și niște modificări, adică modificări, mai punem funcții în plus, da? Câteva deja le am pe listă, alea oricum sunt bătute în cuie, dar mai lucrez și la ceva, dar simt că îi mai trebuie ceva și am simțit eu așa că trebuie să vă cer vouă părerea, pentru că până la urmă e pentru voi, da, în primul rând, și trebuie să vă placă vouă, trebuie să aveți voi o experiență frumoasă. Deci, repet, mi-am dorit tare, tare mult să ajut cât mai multă lume prin treaba asta, mai ales că e gratuit, repet, e și în 14 limbi, adică e mult, da, e mult. Cei care mă urmăriți din alte țări, cei care nu înțelegeți limba română și mă urmăriți cu subtitrări, știu că sunteți 50%, cred că aproape, numai din alte țări și vă mulțumesc pentru asta. Am reușit și am adăugat 14 limbi. E avatarul meu acolo, da, vorbesc limba voastră, și italiană și franceză, vorbesc toate limbile, da, posibile. Vor mai apărea și altele pe lângă, dar momentan, da, repet, atât mi-am permis, atât m-a lăsat bugetul, că e destul de scumpă treaba asta cu avatarul, cu vocea, cu, da, e mai complicat. Deci, dacă aveți idei, lăsați-mi în comentarii, cu drag o să țin cont de ele, repet, că deja câteva sunt pe listă, dar vreau să mai adaug, da? Aplicația Tarot by AI, nu știu, o să o transform, nu știu ce o să fac cu ea în timp, am eu o idee, pentru că a fost nevoie să schimb firma de IT și atunci am luat-o de la zero, că așa a fost situația. Dar stați aproape, urmează surprize frumoase, puteți să folosiți și Tarot by AI, unde vă simțiți voi mai bine, dar aplicația asta Cristina Zurba are 14 limbi, are funcții care funcționează foarte, foarte bine, adică trebuie să apăsați o singură dată pe buton, dar nu trebuie să mai apăsați de nu știu câte ori, se întorc cărțile, se întorc videoclipurile, se întâmplă lucruri fantastice acolo, deci vă invit cu drag dacă sunteți curioși. Și mai mult decât atât, aveți și ora norocoasă, dar aveți și citatul motivațional oricând aveți nevoie și acum nu mai aveți limită, deci oricând aveți nevoie de o ghidare, da, mergeți acolo și vedeți cam despre ce e vorba. Bun. Sunt foarte entuziasmată. Știți, vă ziceam eu că în decembrie, la începutul lunii și undeva pe la mijloc, știți că tot v-am bătut la cap și în comunitate și aici, că se vor lua niște decizii sau vom lua noi niște decizii, noi cu noi, doar că lucrurile nu vor rămâne așa. Lucrurile se vor stabili cu adevărat acum, în jurul datei de 19 ianuarie. Abia acum se stabilesc. Și chiar așa a fost și sunt benefice, sunt frumoase, sunt extraordinare, ce să zic, da? Vedem de blocări. Acum, revenind la ziua de vineri, că nu întâmplător, vedeți, totul e cu un rost. Ziua de vineri poate să vină și cu instabilitate puțin emoțională a noastră, a doamnelor și domnișoarelor. Ce să facem? Mai avem și noi stări, domnilor. Dar în același timp este și un moment în care pur și simplu nu ne vine să credem cum anume se rezolvă lucrurile. Bineînțeles, se rezolvă niște, mă rog, se rezolvă prin niște situații extraordinar de ciudate, da? Adică eu, spre exemplu, eu nu mai așteptam răspunderea cei de la iPhone, azi că e, mai pun funcții, mai încerc, a fost o chestie, wow, da?
E ca și cum ce nu ne-am așteptat, aia se întâmplă, dar e de bine, da? E de bine. Acest trigon între Mercur și Jupiter, să știți că e benefic, da? E vorba de bani, e vorba de asumare, e vorba de dreptate, e vorba de valoarea noastră personală. Și zic eu că este o zi foarte bună, chiar o zi în care avem și tot felul de surprize, să știți, surprize plăcute. Dar uite, suntem sub soarele care vine cu bucurie, vine cu energie, vine cu lucruri extraordinar de pozitive, vine cu succes. Da? Și avem și roata destinului, care înseamnă o transformare, o schimbare. Ceva începe să meargă într-o altă direcție. E noroc, e succes. E ca și cum vedem o informație, aflăm niște lucruri și spunem gata, pac, asta e soluția, pe acolo e drumul. Stai că e mai bine așa. Da? Zic eu că ziua de vineri e bună pentru toată lumea, chiar dacă, repet, cu siguranță pentru cei mai mulți dintre voi sau pentru noi, da, e valabil și pentru mine. Sunt lucruri care ne vor surprinde destul de mult. Nu într-un sens negativ, în schimb. Nu într-un sens negativ, da? Dar, repet, este și un moment de schimbări. Vedeți că se apropie intrarea lui Pluto în Vărsător, în weekend, oricum ăsta se simte cu mult timp înainte și după, dar ideea e că schimbările se petrec și cu siguranță cu toții vom simți o ușurare dintr-un anumit punct de vedere. Da? Însă asta îmi place mie, că, repet, amintește-ți ce s-a întâmplat în viața ta la începutul lunii decembrie 2023, spre mijlocul lunii decembrie, da? Și uite, acum aveți lucrurile mai clare, abia acum se hotărăsc lucrurile așa cum trebuie. Și zic eu că ne ajută pe toți, da? Vineri la fel, suntem toți concentrați pe bani, pe valoarea noastră, mai, nu știu, mergem mai încet, da? Tot cu viteza melcului, da? Zic eu că e ok. Da? E ok că până la urmă încet și sigur, știi cum e, cum ziceau și cei din Zanzibar, pole, pole, încet, încet. Da, oricum la cei pe cer e încet, încet. Se vor amplifica lucrurile în următoarele luni, dar momentan, cel puțin în ianuarie, suntem așa cu viteza melcului și cu siguranță se găsesc soluții dacă e și privim mai atent lucrurile și dacă avem răbdare. Asta e foarte, foarte important, da? Și atenție la detalii în ianuarie, că vedeți că sunt energii bune, dar mai depinde și de noi ce facem, da? Și de noi ce facem. Bun, cam atât în mare parte. Te invit să asculti și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și nu uita de aplicația Cristina Zurba, e gratuită, poți să intri și fără cont, o găsești și pe iPhone și pe Android. E simplu numele, da, exact cum vezi acolo la canal, scrii, mă găsești cu siguranță că e poză cu fața mea, n-ai cum să nu-ți dai seama, nu există altă aplicație cu numele ăsta. Și repet, vă aștept cu drag acolo, vă aștept să-mi dați niște steluțe, că mă ajută tare, tare, tare mult. Puteți să o dați și unui prieten, nu mă deranjează. Și, repet, puteți să-mi scrieți în comentarii sugestii ce ați vrea voi. De exemplu, eu mă gândesc să vă fac acolo și o funcție în care să vă calculați gratuit astrogram, da? Să aveți totul la un loc, da? Am mai multe idei în cap, dar voi puteți să-mi scrieți acolo ce așteptări aveți voi, ce v-ați dori, da? Mai întâi descărcați-o, jucați-vă pe ea, vedeți ce are, ce nu are și spuneți, băi, mi-aș dori să aibă funcția X, da, Y, să-mi spună dimineața care e citatul pentru mine astăzi sau să-mi spună, nu știu, care sunt mesajele tarotului astăzi, ceva de genul, nu știu, sau ce vă trece prin minte aia scrieți, pentru că repet, este foarte important pentru mine să fiți mulțumiți, să vă placă, până la urmă pentru voi am făcut-o, da? Deci vă aștept cu drag. Bine, și pentru mine, recunosc, pentru că fiecare dimineață îmi fac citire acolo, că eu nu prea văd la mine în cărți, că sunt subiectivă. Cei care vă ocupați și voi cu arta adivinației, că știu că sunteți mulți, cu siguranță știți, da? Că sunteți subiectivi, vedeți numai ce vă place și atunci e mai dificil, da? E mai dificil și atunci pe mine personal mă ajută și dimineața la cafea, stau cu ea și văd care e culoarea, care e numărul, care e energia, da? Și cu siguranță mă ajută. Da, pe mine personal chiar mă ajută. Da. Hai să vedem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi, să știți că nu se deschid hărțile. Pentru voi, să știți că e o zi bună. Da? În primul rând, dacă ați fi așteptat voi niște vești de prin decembrie, da? Ați spus că s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, uite acum vin și sunt chestiuni care țin de bani, sunt chestiuni care țin de stabilitatea voastră materială, pot fi vești bune care apar de la muncă, poate o discuție bună, o avansare, un loc de muncă, ceva se mai deblochează și cu siguranță este și o zi în care credința e importantă, dragi berbeci, este importantă doar că, nu știu, cumva vi se cere să
Să găsiți așa un echilibru, da, între partea științifică și partea spirituală, da, între practică și teorie. Dar mai mult aș merge pe partea științifică și partea spirituală. Undeva spre seară ai parte de o surpriză plăcută legată de un prieten sau legată de o sumă de bani. Hai să vedem ce fac berbecii. Vineri, 19 ianuarie. O zi bună, bună de tot, din punctul meu de vedere. Șapte de bâte, spânzuratul. O legătură cu zodia pește aici. Uite, e un moment în care vrei să-ți demonstrezi forțele. Este un moment în care e ca și cum vrei să ieși dintr-un blocaj, vrei să ieși dintr-o situație ciudată. Șapte de monede. Ești într-o stare de așteptare sau poate chiar aștepți un răspuns important privind o sumă de bani. Unii berbeci parcă investiți în ceva, așteptați un rezultat. Ultima carte, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă care se ia pentru tine. E o atracție aici, e ceva ciudat. Nu știu, pentru unii berbeci, poate e un moment în care se ia o hotărâre care vă surprinde și pe voi. Vedeți că e o hotărâre bună pentru voi, vă pune într-o poziție bună. Doar că veți rămâne foarte surprinși. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este o zi superbă ce mai e. E o zi în care apar niște vești total neașteptate privind o sumă de bani, privind zona actelor, o colaborare. Poate discutăm și de zona studiilor, na? Poate se hotărăște ceva legat de o călătorie îndepărtată pentru unii tauri, dar vedeți că este o zi în care e un pic așa mare haos legat de viitorul vostru financiar, legat de o sumă de bani, legat de prietenii voștri, legat de viitorul vostru. Pot apărea vești bune, dar care să vă surprindă extraordinar de mult, extraordinar de mult. E ca și cum vedeți lumina de la capătul tunelului, vedeți cum stau lucrurile. Unii tauri cu siguranță vă conștientizați valoarea și vedeți că undeva vineri seara veți avea o surpriză plăcută sau veți avea o reacție total neașteptată în legătură cu un mesaj sau în legătură cu șeful. Deci lucruri frumoase care se petrec, dragi tauri. Hai să vedem ce faceți voi. Patru de spade, eremitul. Și e o zi așa în care vrei să te relaxezi, te concentrezi pe tine, parcă ești în căutarea unor răspunsuri sau este o zi în care simți nevoia de mai multă izolare. Cinci de bâte, o oarecare agitație aici care apare, poate știu eu discuții în contradictoriu, poate pentru unii tauri este un moment de mică mare gelozie. Ultima carte, 10 de bâte. Pot apărea niște responsabilități în ziua de vineri, dar poate să fie și o zi aglomerată în care ai multe lucruri de făcut și nu mai știi pe unde să mergi. E ceva legat de studii, e ceva legat de un grup mai mic de oameni, poate este o situație legată și de un copil sau de o reacție neașteptată a cuiva. Dragi tauri, ia vedeți voi și mai cereți ajutorul celorlalți că cu siguranță o să vă ajute. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, ce faceți? Multe surprize pentru voi, multe surprize, trecutul bate la ușă și e, uitați că niște hotărâri pe care le-ați luat voi undeva prin decembrie sau, nu știu, o discuție pe care ați avut-o, în sfârșit se clarifică treburile, în sfârșit lucrurile merg așa cum trebuie. Poate aflați un răspuns legat de o colaborare, legat de niște acte sau un răspuns legat de un proiect important pentru sufletelul vostru. Vedeți că este un moment în care veți rămâne foarte surprinși de reacția unei femei sau poate să fie un moment în care gemenii intră în contact cu persoane care nu au o direcție anume și atunci trebuie să fiți voi cei care dați direcția oamenilor, care îi ajutați. Poate este un moment în care nu prea știi ce să mai crezi în legătură cu dragostea, în legătură cu o afacere, în legătură cu ceva important. E un mic mare haos acolo, dar zic eu că e ceva benefic, da? E ceva benefic pentru tine. Poate rămâi plăcut surprins de lucrurile care se petrec, da? Vineri seara, ai o surpriză extraordinar de frumoasă vineri seara. Este o surpriză legată de o conștientizare pe care o ai, un mesaj, un apel telefonic, o invitație, poate o veste din străinătate. Deci tot felul de lucruri care se petrec pentru gen. 5 de spade.
4 de cupe, 5 de spade. E un moment așa de plictiseală, de oboseală pentru gemeni. Cred și eu că Mercur acolo mai stă, da, prin Capricorn și e obositor, știu. Dar măcar iese soarele în weekend de acolo, măcar atât pentru noi. E ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Parcă unii gemeni e ca și cum spuneți, băi, vreau și eu să stau liniștit, relaxat. Vii acum pe capul meu și mă bați la cap. 10 de spade, ia uite, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Ia luați voi și vă mai și odihniți în această zi. Ultima carte, steaua. O bucurie care apare, o lumină de la capătul tunelului. O veste bună care are legătură cu zona de online. O pasiune care apare. Acum, dragi gemeni, știți cum e? V-am zis eu că sunteți într-o perioadă de curățenie. Da? Fie o inițiați voi, fie o inițiază Universul. Aici nu mai stăm la discuție, dar ideea e că Jupiter pe acolo, să știți că vă salvează, vă ghidează. Adică dacă ceva nu merge, nu mai insistați, lăsați lucrurile așa și urmați-vă calea voastră. Da? E o perioadă de purificare pentru voi și, repet, odihna nu ar strica. Acum, știți cum, în ziua de vineri ni se vor apăsa și niște butoane, dragi gemeni. Da? Prin niște vorbe, prin niște situații ciudate, nu-i nimic negativ în asta, dar zic eu că e un moment în care poate e bine să ne deschidem așa în fața noutăților, pentru că în final văd că apar niște vești bune. Zodia Rac. Dragi raci, în sfârșit se stabilește ceva, se hotărăște ceva important, poate legat de muncă, legat de prietenii tăi, legat de viitorul tău. Dacă ai făcut niște planuri undeva prin decembrie, ele n-au funcționat, poate s-au mai schimbat, dar uite, acum lucrurile devin mult mai benefice față de cum te-ai fi așteptat. Poți să hotărăști ceva important legat de muncă, legat de un proiect, legat de viitorul tău și vezi tu, este și un moment în care teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica și aici poate e un moment în care unii rași vă dați seama că bă, nu îmi place tot ceea ce fac, adică anumite lucruri poate mai trebuie lăsate așa deoparte. Zic eu că este un moment în care lucrurile devin mult mai bune pentru RAC. Se mai rezolvă din treburi, doar că na, e nevoie să vă stabiliți aici ceva foarte sigur și undeva vineri seara, nu știu, ți-ai programat să stai în pat să vezi un film, te trezești cu un telefon de la o prietenă și zici aia hai în oraș sau hai că vin la tine, vine la mine și se cam schimbă planurile pentru raci undeva vineri seara. Hai să vedem, dragilor, ce faceți voi, care sunt mesajele pentru RAC, ziua de vineri. Zece de cupe, nebunul, o bucurie care apare legată de casa ta, familia ta, poate este vorba despre un copil, da, o bucurie sau este vorba despre o eliberare pentru unii raci. Cavalerul de cupe, ia uite, o nouă dragoste care apare la orizont sau o invitație pe care o primești de la cineva anume, poate chiar niște vești bune care apar legate de dragoste sau un gest neașteptat pe care cineva îl face. Pajul de bâte, niște vești bune care apar, o zi în care te aventurezi, așa te simți bine. Da, pentru unii raci, vedeți că dragostea, știu eu, poate să plutească prin aer. E posibil și asta. Multă pasiune, dorință de aventură. Vedeți cum stați cu dragostea pe la muncă, aici nu mă bag, fiecare cum știe treaba. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este o zi foarte importantă. În primul rând sunteți ocupați de, sunteți ocupați de tot felul de chestiuni importante. Poate au fost niște discuții undeva la muncă, undeva prin decembrie, la începutul lunii, pe la mijlocul lunii, lucrurile poate n-au rămas așa, s-au mai schimbat, dar uite acum se definitivează și vezi că este ceva extrem de benefic pentru tine. Poate să reprezinte o cheltuială pe care o ai, o investiție, poate e ceva legat și de un sacrificiu a timpului tău, deci aici eu zic că sunt lucruri bune, da? Adică lucrurile se rezolvă, doar că pot exista acolo și mici mari tensiuni legate de bani, legate de iubire, legate de o colaborare, poate e ceva legat de un copil,
Doar că, așa cum ziceam, lucrurile se rezolvă. Doar că fie discutăm despre o investiție, fie despre o renunțare pe care, știu eu, o ai acolo. Și uite, undeva vineri seara ai parte de o surpriză legată de partenerul de viață, o surpriză legată de un client, o colaborare sau o persoană dragă, dragă ție. Deci zic eu că lucrurile încep să apară mult mai clar pentru leu, începând cu ziua de vineri, mai ales că și soarele guvernatorul tău se pregătește acolo, să plece din Capricorn și cu siguranță o să fie mult mai liniștită treaba. Da. Acum se rezolvă povestea. Se rezolvă povestea. Primești niște vești, poate legate de acte, legate de o bancă, vești legate de o colaborare, o sumă de bani, poate un drum pe care îl faci undeva și rezolvi o chestiune importantă. Da. Hai să vedem, dragilei, mesaje pentru voi. Ce faceți aici? Sunteți prinși cu munca astăzi. 9 de cupe. Ia uite, o bucurie mare legată de muncă, legată de un proiect la care lucrezi. Judecata. Te revezi cu niște persoane dragi. Ție sau iei o hotărâre importantă. Fie tu, fie șeful. Da? Undeva la muncă. Ultima carte, 5 de bâte. O oarecare agitație aici care mi-apare. O oarecare stare conflictuală. Poate e un moment în care e o demonstrare de forțe acolo prin jurul tău. Dar așa cum ziceam, pot exista mici mari tensiuni, să știți, pentru voi. Și un mic mare haos legat de iubire, plăcere, bani, copii, toată zona aceasta. Dar zic eu că după această discuție, după acest moment, te liniștești. Pentru că uite, e lumea care vine cu o eliberare, vine cu ceva frumos, liniștitor. O zi cu hotărâri importante pentru leu și o zi în care ești foarte emoțional. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi astăzi e tot despre acte, doar că vedeți voi, erau niște lucruri așa încurcate pentru voi, legate de acte, legate de un copil, o colaborare, niște drumuri, zona străinătății. Ceva acolo era foarte ciudat pentru voi. Ați încercat voi să rezolvați problema, cu siguranță, la începutul lunii decembrie, pe la mijlocul lunii. Uite, acum se rezolvă povestea, în sfârșit. În sfârșit se rezolvă situația, dar de data asta chiar așa rămâne și este extraordinar de benefic pentru tine. Deci pentru Fecioară este o zi absolut superbă. Mai bine de atât nu se poate. Singura chestie e că poate exista, na, e și cuadratura aia dintre Venus și Neptun, n-am ce să fac. Dacă vreți eu trec peste ea, nu vă zic, dar după, da, să nu scrieți prin comentarii că nu știu ce tensiune au apărut prin casă și prin familie. Da, pentru că pot apărea astfel de lucruri, da? Nu sunt neapărat negative, uite, undeva vineri seara ai parte de o surpriză plăcută legată de zona străinătății, legată de muncă, e un fel de eliberare sau e un fel de trezire la realitate pentru Fecioară, deci este ceva extraordinar de benefic pentru voi. Înveți, studiezi, programezi drumuri, faci tot felul de lucruri. 9 de cupe, ia uite ce bucurie mare pentru tine. 9 de cupe, pajul de spade, deci ești bucuros, ești liniștit. Pajul de spade înseamnă și o persoană aici care e foarte curioasă, da? Poate cineva e curios să te cunoască sau tu ești curios în legătură cu o situație. 8 de monede, poate e ceva legat de muncă, dar este și o zi în care reușești să rezolvi niște lucruri într-un sens foarte pozitiv pentru tine. E ca și cum închizi o lucrare, închizi un proiect, poate termin săptămâna într-o notă pozitivă. Ultima carte, judecata, aici primești o veste pe care ai așteptat-o de ceva timp, dar judecata poate să vină și cu o discuție clarificatoare, o discuție sinceră cu cineva anume. Da? E o hotărâre, e o decizie aici care se ia. Ia uite. Are legătură cu o situație în care fie n-ai văzut lucrurile clar, fie ai despicat firul în patru și trebuia doar în două. Deci cumva aici se rezolvă o situație foarte interesantă și îți clarifici ceva pentru mintea ta, pentru sufletul tău. În sfârșit înțelegi și tu odată pentru totdeauna cum stau lucrurile într-o situație. Și mai am o veste interesantă, dragi fecioare, vedeți că dragostea poate să plutească în aer. Acum, dacă sunteți dornici de socializare și de cunoscut oameni noi, șanse sunt. Dacă nu, stați în casă, vedeți un film,
mai faceți un curs și treceți ziua de vineri. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi e o zi în care dați bani, poate aveți niște cheltuieli sau poate aveți de rezolvat niște chestiuni financiare importante și vedeți voi, undeva prin decembrie, la începutul lunii și undeva pe la mijloc, au fost niște discuții, au fost niște lucruri ciudate, poate legate de bani, poate legate de o chestiune personală, pot fi chestiuni legate de acte, pot fi lucruri ciudate acolo, da? Ați încercat voi să rezolvați problema, n-a ieșit. N-a ieșit, da? Nici ca voi, nici ca ăla, nici, niciun fel. Și abia acum, în perioada asta, teoretic ar trebui vineri sau în preajma zilei de vineri, știu eu, înainte, după, e un moment în care reușiți să rezolvați ceva. Deci se rezolvă ceva ca prin minune, dar ține de o închidere, ține de o surpriză mare pe care o ai și ține și de, cum să spun eu, o mutare, o relocare, nu știu, e ca și cum trebuie să dai bani pentru ceva sau mergi la cumpărături, reușești să investești ceva, reușești să rezolvi ceva foarte important pentru tine. Tot ziua de vineri e ciudată, adică poate e ciudată legată de partea practică a vieții. Pot fi acolo niște lucruri pe care nu le mai înțelegi, da? Sau care te surprind destul de mult, legate de muncă, legate de oamenii din jurul tău. Pot fi și chestiuni legate de rudele tale, deci cumva sunt niște discuții acolo foarte intense. Doar că, dragi Balanțe, prin închiderea asta, prin transformarea asta, pur și simplu e o eliberare, deci e o magie acolo care se întâmplă pentru Balanță, mai bine de atât n-avea ce să fie. Nu uitați că în weekend e ultima conjuncție dintre Soare și Pluto în semnul Capricornului. O să mai fie conjuncție, dar prin vărsător, da? Vreo 20 de ani. În Capricorn vă garantez eu că nu o să mai fie. Deci, cumva e o eliberare, dar uite, sunteți voi norocoși, da? E cu noroc. E cu noroc. Doar că norocul ăsta, repet, vine fie printr-o închidere, fie printr-o pierdere, fie printr-o investiție, dar sunteți salvați. Acum depinde și de voi ce faceți. Da? Undeva vineri seara aveți parte de o surpriză, poate plăcută, cine știe, poate vă îndrăgostiți sau poate aveți o surpriză din partea persoanei iubite, din partea unui copil, poate e o surpriză legată de un colaborator, fiecare cu ce știe, dar zic eu că e o surpriză acolo foarte frumoasă pentru Balanță, da? Foarte, foarte frumoasă, se rezolvă niște lucruri, da? Poate aveți niște cheltuieli, știu eu, legate de o mașină, legate de o mutare, legate de niște acte. Acum sunt niște chestii pe care să știți că nu le prevedeți, da? Pentru că teoria din mintea voastră nu prea e aceeași cu practica în perioada asta, oricât de mult v-ați trădui. Nu uitați că o aveți pe Lilith, pe ultima casă astrologică, care nu e cea mai bună poziție posibilă și din acest motiv zic eu că e un moment bun pentru Balanță să-și învingă o teamă, să se elibereze, să facă o mică mare minune în viața sa. Cavalerul de spade. Soarele, o legătură cu zodia Leu. E, soarele aici vine cu o bucurie, da? Ceva se clarifică pe neașteptate. Acum poate să fie și o discuție ușor în contradictoriu sau o reacție neașteptată. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, deci poți să fii și tu sau poate ai legătură cu zodia Gemeni, zodia vărsător. Dar sunt niște strategii aici pe care le faci sau poate este o reacție neașteptată, o răsturnare de situație. Ultima carte, 10 de monede. Te văd că ești cu prietenii sau ești cu familia, este o zi în care ești foarte concentrat pe bani sau pe stabilitatea ta din punct de vedere material. E o victorie pentru tine, dar vezi tu, poate este și o decizie importantă pe care o ai de luat. Și pe care o vei lua cu siguranță, dar cred eu că este o zi în care ți se luminează așa mintea, îți mai luminează treburile. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, o zi care e despre relații și cu siguranță și voi, pe la început de decembrie, pe la mijlocul lunii decembrie, ați încercat să luați niște hotărâri, ați avut niște discuții. Nimic nu era clar. E, uite, acum lucrurile se clarifică și vezi că poate să fie ceva legat de un copil, persoana iubită, partenerul tău, niște acte. Poate unii, știu eu, discutați serios despre o mutare sau despre un drum pe care trebuie să-l faceți cu cineva. Cumva v-am zis, lucrurile nu erau clare, dar în sfârșit acum totul pare mult mai ok pentru voi.
Nu știu acum dacă, da, posibil să aveți chef de cumpărături în perioada asta, nimic negativ în asta, doar că e important să nu vă lăsați influențați și atenție puțin pe partea de cheltuieli, mai ales dacă discutăm de plăcerile voastre sau de copilul vostru. Acum, fiecare știe bugetul, da, faceți cum vreți, dacă aveți de unde, tot înainte, nu mă bag, fiecare e cu plăcerile lui, cu copilul lui și așa mai departe. Pe de altă parte, uite, undeva vineri seara e parte de o surpriză destul de interesantă, aș zice eu, din partea partenerului de viață sau din partea unui fost client, din partea unei persoane din jurul tău. E o reacție neașteptată, e o discuție ciudată care are loc. Poate să fie și un moment în care unii scorpioni nu prea mai înțeleg și spun, bă, bun, sunt într-o relație cu omul ăsta sau nu sunt? Sau vreau relația asta sau nu mai vreau? Poate să existe și un astfel de moment pentru scorpion. Pajul de cupe îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni. O decizie importantă, dar și o dragoste care apare aici la orizont. Este o atracție, este un moment în care poate trebuie să te decizi între minte și inimă. Pajul de spade, multă curiozitate. Vezi că poate să fie și o zi în care faci acolo un mic mare spionaj, vrei tu să afli mai multe lucruri. Iar ultima carte, Marea Preoteasă, e niște secrete pe care le afli sau un moment de conștientizare, aș zice eu. Da? Dragi scorpioni, acum e important să nu suferiți prin tăcere și indiferent ce aflați pe acolo, că dacă vă străduiți astăzi, credeți-mă că aveți toate șansele din lume să aflați tot ce vreți voi. Aflați doar să vă țineți și tari, da? Adică să acceptați adevărul că el oricum iese la suprafață în perioada asta. Poate e ceva legat de studii, e ceva legat de un examen, poate este ceva legat de o relație stabilă, o relație oficială. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, astăzi tot munca e importantă, rutina zilnică, sunteți prinși pe una alta. Cu siguranță undeva prin decembrie, pe la începutul lunii, pe la mijlocul lunii, ați încercat voi să luați niște decizii, poate au apărut oferte de muncă, poate a mai apărut un proiect, poate ați avut niște discuții și n-au rămas lucrurile așa sau, nu știu, s-au schimbat, s-au întâmplat tot felul de lucruri. E, uite, acum în sfârșit se clarifică povestea. Da? Și vezi că are legătură cu munca, stabilitatea ta materială, echilibrul tău interior, da? O stabilitate atunci când discutăm de starea de sănătate, da? Că totuși ești într-o perioadă în care se găsesc soluții, se rezolvă lucruri. Pot fi chestiuni, v-am zis, poate legate de bani, legate de un contract. Reușiți acolo să rezolvați foarte multe chestiuni, doar că singura chestie e că poate să fie o zi în care nu prea știți ce vă place. Spui, băi, îmi place și aia, îmi place și aia altă, dar ce fac mai departe, da? Unde mă duc, încotro mă îndrept. Și poate să reprezinte și un moment în care poate să vă îndoiți unii dintre voi de partenerul vostru, cei aflați într-o relație. Ceilalți vedeți că e un moment în care, e ca și cum spuneți, bă, dar nu mai știu ce îmi place, nu mai știu ce vreau de la viață. Și atenție puțin pe partea asta de instabilitate emoțională, pentru că, în general, noi, femeile, toate, și doamnele și domnișoarele, vom fi puțin mai ciudate, dar na, suntem de înțeles. Asta așa ca să țin cu noi. Pe de altă parte, uite, undeva vineri seara ai parte de o surpriză interesantă legată de un mesaj, un apel telefonic, poate chiar o discuție pe care o ai cu o rudă sau cu un coleg de la muncă. Poate vrei să faci ceva și ai o surpriză plăcută. Un mesaj acolo, o discuție, un adevăr, ceva se întâmplă. Ia să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Doi de monede, patru de cupe. Multă indecizie, plictiseală, oboseală. E ca și cum unii săgetători poate, uite, dar exact ce ziceam eu de energia asta. E ca și cum nu știți ce vă place, ce nu vă place. Îți spune omul, ești frumoasă, zice, nu că mi-a zis așa cu un motiv, nu că nu-mi place. Spune, ești deșteaptă, iar nu-i suficient, nu-i bine. Bine, acum râde în glumim, repet, și eu am luna în săgetător, deci vă înțeleg perfect. Nu e nimic rău în asta, doar că na, trebuie să vedem puțin, da? Și adevărul, să vedem exact și cum stau lucrurile, că totuși trigonul ăla dintre Jupiter, marele benefic, tatăl tău și cu domnul Mercur, adică n-are ce să fie rău.
Regina de spade, o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar vezi că este și o zi în care lucrurile încep să se clarifice mult mai mult pentru tine. Ultima carte, Cavalerul de spade. Mari surprize pentru săgetător în ziua aceasta, surprize legate de o reacție neașteptată a unei persoane, un gest ciudat pe care cineva îl face și poate are legătură cu zona internetului, are legătură cu o speranță mare, cu o bucurie. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, pentru voi este o zi în care vă simțiți bine, vă relaxați și cu siguranță dacă ați încercat să luați o decizie și voi pe la început de decembrie, pe la mijlocul lunii decembrie, decizii poate legate de copii, iubire, plăcerea voastră, acte, drumuri, n-au funcționat poate lucrurile, da? Poate n-au funcționat sau nu s-au legat sau știai una, apoi s-a întâmplat alta și acum poate ți-ai pierdut orice speranță. Acum lucrurile devin mult mai stabile, da? Mult mai sigure. Și unii capricorni poate luați o hotărâre importantă privind un copil, iubirea voastră, privind o afacere, privind plăcerile voastre, relația cu partenerul. Vedeți că sunt șanse să și cunoașteți pe cineva, dar acum mai depinde de fiecare. Și poate este un moment în care pentru unii capricorni amintirile astea vă cam chinuie, da? Cam bat la ușă. Și este și un moment în care trebuie să fiți puțin atenți pe ceea ce simțiți, da? Și atenție puțin pe ceea ce comunicați. Niște lucruri care vă vor mira destul de mult legate de oamenii din jurul vostru. Și bineînțeles că undeva vineri seara aveți parte de o surpriză plăcută legată de un copil, un cadou, niște bani, o petrecere surpriză, știu eu, poate încă e ziua voastră la mulți ani, dacă e așa, cu siguranță trăiți intens că Pluto e peste soarele vostru, deci cu siguranță trăiți la plus infinit, dar este un moment de rezolvări, zic eu, da? De rezolvări. Poate pentru unii trecutul ăsta bate la ușă într-un fel că, domnule, ce am pățit atunci, ce s-a întâmplat atunci, dacă se întâmplă și acum. Dar poate nu se întâmplă, hai să fim pozitivi. Da? Hai să fim pozitivi, că nu-i nimic rău. Unii poate în sfârșit aveți curajul să comunicați cu cineva, să luați legătura cu o persoană. Ia uite, doi de cupe. Și marele preot, de ce faceți aici, dragi capricori? O discuție importantă cu partenerul tău, o discuție importantă legată de acte, studii, o persoană pe care o respecti, o discuție importantă poate cu un copil, știu eu. E un sfat aici pe care îl oferi cuiva. Da? Sunt două persoane cu autoritate, doi șefi sau doi parteneri de viață. Doi de spade. Aici se discută încet, dar bine. Este adevărat că ai de luat și o decizie importantă, iar ultima carte, 8 de cupe. Deci poate să fie o zi în care abandonezi ceva, lași ceva în urma ta. Poate ți-ai programat niște lucruri și îți dai și tu seama că e cazul mai bine să te organizezi, să te liniștești, să faci ce-ți place. Pentru că eu văd o victorie, da? O victorie, o bucurie. Poate e cazul să faci și ce vrei tu, nu doar ce vor ceilalți. Apare lumina asta de la capătul tunelului. Apare o speranță pentru capricorni. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi e o zi în care din nou casa, familia e importantă pe acolo, dar cu siguranță prin decembrie, pe la începutul lunii, pe la mijlocul lunii, toți au luat decizii. Bine, la început de decembrie a fost ceva, pe la mijlocul decembrie altceva și uite, abia acum se clarifică povestea. Discutăm, dragi vărsători, despre niște vești care apar, fie legate de un copil, o colaborare, o sumă de bani, viitorul tău din punct de vedere personal, pot fi și chestiuni legate de bani acolo, repet. În sfârșit se clarifică povestea, doar că totul vine cu o schimbare. Da? Este și un moment în care e ca și cum nu mai vezi lucrurile clar legate de viitorul tău financiar, legate de un prieten sau legate de iubirea ta. Da? Undeva spre seară, fie ai tu o reacție ciudată, fie este un moment în care vei rămâne surprins de o persoană din casă și din familie. Un moment bun, spun eu, fiți puțin atenți în preajma zilei de vineri pe treaba asta cu plățile online sau pe relația cu prietenii. Vedeți câți bani dați, cui dați, pe cine ajutați. Eu nu zic să nu o faceți, știu că voi sunteți sufletiși și așa mai departe, dar încercați o leacă să calculați lucrurile. Da?
poate, nu știu, în sfârșit se clarifică o situație personală. Na, poate să vină și cu o rupere și cu o închidere, dar e de bine, zic eu. Ia uite, iar au ieșit mai multe cărți, o să spună celelalte zodii că te favorizez, dar nu, nu, nu favorizez pe nimeni. Asul de cupe împărăteasa, uite o veste bună care apare, legată de bani, legată de o femeie, poate să fie o veste bună privind confortul tău, privind o responsabilitate pe care o ai sau poate chiar un nou proiect care apare. Da? Un copil îți dă o veste bună. Nouă de monede, ia uite, e cu bani, nu știu, ți intră bani, dai bani, ceva se rezolvă. 10 de monede, da, dar ce faceți, dragi vărsători? Vă mai construiți o cameră, vă cumpărați case, ce faceți? E un moment bun în casă, în familie, e un moment de liniște, de pace. Ultima carte, roata destinului. Ei, și lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. Poate inițial nu-ți dai seama unde, dar îți garantez eu că e de bine. Că de multe ori universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, știe mult mai bine ce e ok pentru noi și ce nu. Doar că noi nu înțelegem. Ia uite, și o victorie. Deci, dragi vărsători, voi aici aveți parte de o victorie extraordinar de mare, o bucurie, fai, cât casa. Poate este o persoană din viața voastră care are parte de o realizare. Să zic că ești vărsător și, nu știu, copilul tău, nu știu, ia o notă bună sau își rezolvă ceva, se simte mai bine, apar rezolvări și normal că te bucuri la fel de mult, nu? E logic, cred. Poate e și de dragoste, pentru că e o atracție aici, e ceva foarte benefic. Se clarifică o situație ca prin magie pentru vărsător. Pentru că apare totuși această veste de pace. Zodia Pești. Dragi pești, cu siguranță în sfârșit se clarifică o situație pentru voi legată de acte, drumuri, anturajul vostru. Primiți un sfat bun de la cineva, țineți un discurs în public, publicați ceva, postați ceva. Poate pentru unii pești să fie și ceva legat de acte, de casă, poate e vorba și de o situație veche aici, ceva legat de un șef. Pentru că prin decembrie, pe la începutul lunii și pe la mijloc, cu siguranță au mai fost discuții sau ați mai încercat voi să rezolvați povestea și n-a mers. N-a mers. E, uite, acum merge. Acum e ok. Acum mergem tot înainte. Da? Pe de altă parte, este o zi în care poate să apară acolo o oarecare criză de identitate privind banii, privind actele, privind dragostea. Poate, știu eu, unii pești nu mai înțelegeți nimic și atunci weekendul e binevenit pentru relaxare, pentru tine. Și poate să fie și o zi de vineri în care pot apărea mici mari tensiuni în relația cu șefii sau în relația cu femeile importante din viața ta. Poate sunt niște responsabilități pe care trebuie să le onorezi cu prezența. Da? Unii parcă aveți o ședință sau se stabilește ceva important, dar repet, în mare parte pentru tine e o zi bună, doar că o să rămâi surprins, e ca și cum nu-ți vine să crezi ce se întâmplă. Spui, bun, dar asta chiar n-am intuit-o, asta chiar n-am gândit-o, dar e de bine, repet, undeva vineri seara poți să ai parte de o surpriză legată de un prieten vechi, o persoană pe care n-ai mai văzut-o de mult timp sau poate e un adevăr pe care îl afli, un mesaj pe care îl primești. O discuție importantă pe care o ai cu cineva anume. Faietonul 7 de monede, o legătură cu zodia Rac, dar și un drum pe care îl faci pentru a rezolva o chestiune financiară. Poate e ceva legat de trecutul tău sau are legătură cu o situație în care tot ai stat și ai așteptat. Regina de cupe e cartea ta, deci este o zi în care tu vei fi liniștit, o zi în care vei da dovadă de iubire, de înțelegere și să știi că este o zi în care vei fi mult mai sensibil decât de obicei. Ultima carte, 5 de bâte. Așa cum spuneam, fie este o tensiune aici care apare într-un grup de oameni, o oarecare gelozie, dar pentru alții v-aș sfătui să fiți puțin atenți pe drumuri. Da? Sau e ca și cum ar trebui să lăsați lucrurile să se întâmple. Să lăsați oamenii să aleagă. Poate e ceva legat de o poveste de iubire, o revedere, cineva care trebuie să se împartă între două direcții sau poate chiar niște bani pe care trebuie să-i primești. Dar în mare parte, dragi pești, să știți că este un moment bun. Chiar este un moment bun pentru voi.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați stat alături. Stați aproape că urmează surprize plăcute și nu uitați de aplicația Cristina Zurba, disponibilă și pe iPhone și pe Android. O căutați acolo, e gratuită, puteți să intrați și fără cont, sunt mai multe funcții decât pe Tarot by AI, așa că vă aștept cu drag acolo. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc că mi-ați stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.